Mie îmi plac mai mult naturale. Adică mie îmi plac femeile care au grijă de ele. Și nu-mi place să fie exagerat. O, foarte mult. Nu, pentru că nu pot să zic o sumă anumită, pentru că nu am calculat, nu am făcut calcule. Dar cred că destul de mult. Adică bate la păsnar. N-aș putea spune, pentru că cred că chestia asta ar trebui să o spună o domnișoară. Oare atât de repede se îndrăgostește o domnișoară de un băiat? Adică acel te iubesc. Eu cred că până a spune te iubesc, trebuie să aibă niște etape. Mai întâi să cunoști persoana, după aia să comunici, după aia să vă jucați împreună sau de genul. Nu. Lăsați filmele și fete avem în Republica Moldova. Gol? Nu. Pentru că, nu știu, poate cu timpul, dar dacă n-a să am ce mânca. Este o întrebare care eu nu pot să răspund la moment. Nu știu. Sunt diferite momente când mi-e frică de una, după aia trece, frică de altceva. Ce anume mă aș schimba? Nu știu, aș vrea să modelez corpul și mai frumos. Eu vreau să am un relief mai frumos, adică mușchi să vadă mult mai evidențiat. Sigur că acum e mult mai ușor pentru mine, pentru că sportul, asta e sănătate, da? Dar nu, n-am fumat. Asta parcă-s la detectorul de mincini, știi? Regret. Ceva... Să regret foarte tare, la moment nu mi-aduc aminte. N-am înșelat, nu apreciez chestia asta și nu-mi place să fac. Adică da. Nu mi-ar fi plăcut pe mine să mă înșel. Evident că ar fi un șoc pentru mine, dar ok, asta vrei să faci? Bye bye. Oh, nu mai țin minte. Era mitel, cred, când mă dorea în picior sau la fotbal. Nu. Cel mai fericit sunt, de fapt, atunci când am succes. Atunci sunt fericit când merit să fiu lăudat. Defecte, dar eu am tare multe defecte. Eu sunt foarte mândru și îmi place, și adică trăiesc după anumite criterii. Dacă, spre în cuplu, da? Dacă nu sunt ascultat, atunci nu... Eu sunt foarte dur și nu merge nimic. Cred că aș fi fericit pentru că eu îmi doresc o relație serioasă și totodată îmi doresc să am o familie frumoasă și... Dragi prieteni, fiți cu ochii pe cancan.md, citiți toate știrile pentru că o mare parte sunt adevărate.